Cimezele Muzeului de Artă Roman găzduiesc pentru al patrulea an consecutiv salonul de primăvară, unde 28 de artiști romașcani și invitați din Piatra Neamț expun 140 de lucrări de pictură, grafică și sculptură. Expoziția este dedicată și anul acesta Zilei Romanului, care anual se sărbătorește în mediul muzeal în data de 30 martie, care reprezintă, din punct de vedere istoric, ziua de atestare documentară a romanului în urmă cu 624 de ani. Expoziția de anul acesta aduce și multe elemente de noutate. Fiind și salon de primăvară, bineînțeles că tematica de primăvară nu putea să lipsească. Nu suntem chiar în tot cu vremea de afară, care se lasă așteptat așa primăvara, dar noi totuși aici la muzeu încercăm în această seară să deschidem salonul de primăvară. Din cele aproximativ 200 de lucrări primite, de pictură, grafică și sculptură, au fost selecționate 140 pentru a fi expuse în cele 6 sări ale muzeului nostru. Cum spuneam, avem pictură, avem grafică, avem sculptură. Și 28 de artiști plastici prezenți. Nu doar din Roman, ci și din Piatra și Brașov. Brașov, prietenul nostru, romașcanul nostru, Ovidiu Costel Cărbușor, care, întors recent din străinătate, a ținut să ne trimită câteva lucrări deosebite. Și o să vorbim și despre acestea la timpul potrivit. Artiști consacrați, iubiți de romașcani, care vin ca de fiecare dată cu elemente de noutate, expun la salonul de primăvară creații noi realizate în ultimul an. O notă de generozitate a artiștilor se materializează în recunoașterea valorii celorlalți artiști, existând printre aceștia opinia unanimă că nota generală a cei de-a patra ediții rezidă în special în valoare. Eu prezint două portrete în ulei, două pasteluri, niște mâini ținând o lumină, o lumânare, ca să fie ceva legat de sărbătorile pascale, și o mână în marmură, un studiu de mână, dintr-o lucrare de acum vreo 2 ani. Dar nu știu câte lucrări sunt, dar în general văzut, o să vă dați seama și dumneavoastră, nivelul este mult, mult crescut față de celelalte expoziții. Sunt și câțiva participanți de la Piatra Neamț, profesioniști, dar spuneam mai... Și peisaje, și flori, și compoziții non-figurative, și figurative, de toate. Nu este o tematică strictă, nu se merge pe o anumită linie, fiecare cu ce a vrut, dar lucrările de foarte bună calitate față de alte dăți. Și uleiuri, și pasteluri, și grafică, desen, în prima sală. Vorbim de câteva care v-au atras atenția. Am chiar aici, în spatele meu, niște lucrări lui Mihai Olteanu, din care vreo două sunt chiar foarte bune, așa, mai puțin stridente ca de obicei și de foarte bună calitate. Este acolo lucrarea lui Cărbușor de la Brașov, care iar o lucrare foarte bună. Avem în prima sală lucrări de grafică, desene și în tuș, în cărbune, în peniță, iarăși foarte bune. Și sunt unii tineri, debutanți, care excelează prin lucrări de foarte bună calitate. Ziceam adineauri la un coleg de la Piatra că e bine că la Roma se face expoziție de asta și profesionistică, și membrii UAP, dar și diletanți și amatori, că de multe ori amatorii vin cu lucrări foarte bune și ar trebui și cei la Piatra, că ei acolo fac lucrări, expoziții numai cu profesori, numai cu membrii UAP. Ar fi bine să mai bagi niște amatori, că le mai dau câte un bombârnac din când în când. Mai vine câte un amator cu lucrare chiar mai bună decât profesionistul. Știi? Și asta este bine. Adică ei s-au obișnuit să facă expoziții numai între ei, așa? Și aici avem un amalgam de lucrări și de... sunt și membrii UAP, sunt și, cum am spus, amatori.
dar care de data asta au venit cu lucrări foarte bune. Aveți idee că va sta deschisă expoziția, dacă este cu vânzare sau... Cam, da, este, sigur că da. Totdeauna e și cu vânzare, dar cam o lună de zile ține. La Roman țin mult expozițiile și spațiul este generos. Am constatat că în primăvara, în partea aceasta de an, mi-am schimbat puțin stilul. De-aia nu mă întreba lumea cam unde sunt ale mele. Am mers mai către studii aici la flori ca să iasă în evidență. În rest, e preferința mea, Corela, că asta pot să lucrez mai bine și mă reprezintă. Și am abordat cele patru anotimpuri și două tablouri cu flori. Da. În general, impresia despre această colectivă? E interesantă, e foarte interesantă, cu stiluri diversificate care exprimă personalitatea fiecărui creator. Așa zic eu. Sunt multe, multe sunt frumoase, multe sunt bine susținute din punct de vedere și pictural și coloristic. Fiecare își exprimă personalitatea în fiecare tablou. Ei expun 6 lucrări, 3 peisaje și 3 lucrări cu flori și cu fluturi, cu albinuțe, cu păsări care exprimă anotimpul de primăvară. Sunt lucrări făcute anul trecut, parcă am zis, uitându-mă la cei în jur, că ale mele parcă sunt niște lucrări prea cu minți, trebuie să devin puțin mai, vorba surorii mele, puțin mai așa, mai futuriste, nebună, mai nu știu cum, dar parcă nu mă lasă inima, nu mă lasă sufletul să le... Ce impresie v-a creat? Sunt lucrări mici. Celelalte lucrări în expoziție. Foarte multe dintre ele îmi plac. Sunt deosebite ca stil, ca manieră de lucru. Am întâlnit și o fostă elevă care e tot în nume cu mine Antochi și lucrează foarte frumos și acum discutam cu ea și îmi place foarte mult cum pictează. Fără să aibă studii de specialitate, dar e sinceră și face niște lucrări foarte frumoase. Nota de noutate a acestei ediții vine și din acceptarea la salonul de primăvară a unor artiști amatori, remarcați însă de cei profesioniști. Sunt copleșită, în primul rând, de emoții și mă bucur că s-aud cuvinte de bine despre lucrările mele. Eu sunt un pictor, deci sunt, n-am studii în domeniu, sunt emoționată, vă rog să mă scuzați. Sunt și lucrări de natură statică, cam asta lucrez în primul rând, câteva reproduceri, flori. De unde pasiunea? Pasiunea am avut-o dintotdeauna, din copilărie. Sunt manager la o firmă. Și este o pasiune cu profil este un bar, un restaurant de serviciu public, da? Așa. E o pasiune, v-am mai zis, și pictez pentru mine, n-am îndrăznit până acum să le aduc la muzeu, cu toate că am mai avut m-am mai gândit, dar nu am îndrăznit. Acum am zis că e păcat să le țin doar pentru mine și să încerc. Sunt copleșită, v-am zis, nu mă așteptam la reacția asta, să placă ochiului. Și din partea profesioniștilor, da, chiar m-am întâlnit cu o fostă profesoară, doamna Antochi de desen, care mi-a insuflat și ea, cred că destul de bine, nu, pasiunea pentru pictură și acum încredere, da, sper să lucrez din ce în ce mai bine, poate să iau niște lecții pentru că nu am studii, v-am zis, absolut deloc. Expoziția va rămâne deschisă până la începutul lunii mai, romașcanii fiind invitați să o viziteze zilnic de marți până duminică, inclusiv între orele 9 și 17. Iubitorii de artă pot achiziționa oricare dintre lucrări, expoziția fiind și una cu vânzare.